Andreea din Constanța mă întreabă, voi ce melodie ați ales la dansul mirilor? Viitorul meu soț nu prea le are cu dansul. Credeți că este indicat să apelăm la un coregraf sau să dansăm cum simțim noi? Dragă Andreea, nu știu cât de mult te ajută să știi ce melodie am ales eu sau alți miri la dansul mirilor. Deoarece melodia de la dansul mirilor trebuie să aibă legătură cu voi. Trebuie să reprezinte ceva pentru voi, să stârnească o anumită emoții, anumite sentimente, deoarece în momentul dansului mirilor veți fi doar voi doi pe ringul de dans și va trebui să-i emoționați pe cei din jur. Ori dacă tu vei dansa pe o melodie pe care ți-o aleg eu sau pe care ți-o alege un coregraf, cu siguranță vă veți concentra mai mult la dans decât să emoționați pe cei din jur. Așadar, cea mai potrivită persoană care să aleagă o melodie pentru dansul mirilor pentru tine, ești tu împreună cu soțul tău. Gândiți-vă la o melodie care, într-adevăr, vă trezesc anumite amintiri. Și ca să-ți răspund și la cea de-a doua întrebare, respectiv dacă să alegi o coreografie la dansul mirilor sau să dansați așa cum simțiți voi, există două variante. Având în vedere că soțul tău nu se pricepe atât de bine la dans, puteți învăța o coreografie mai ușoară, în care tu te miști mai mult, iar el adoptă o poziție statică. Astfel, toate privirile vor fi îndreptate către tine, ceea ce este fantastic. Varianta a doua, dansați exact cum simțiți voi, dar fără mișcări complexe. Însă, atenție mare la durata melodiei să nu fie prea lungă, pentru că invitații tăi își vor pierde interesul în ceea ce privește momentul vostru. Îți doresc mult succes!